Adina Diaconu și Andreea Dragoman, alături de antrenorul Petre Arnăutu, au scris pagini de istorie pentru tenisul de masă. Reprezentantele României la campionatul mondial de junior desfășurat la Cape Town, Africa de Sud, au învins în finală cuplul japonez format din Hayata Hina și Kato Miu cu 4-2 și astfel și-au trecut în palmares titlul mondial de junioare la dublu. O performanță extraordinară pentru sportul românesc, pentru tenisul de masă, pentru România. Într-un mediu dominat de asiatice, la care adăugăm condițiile și bugetul din țara noastră, realizăm că ceea ce au reușit fetele noastre este excepțional. Prima medalie de aur la un campionat mondial de juniori. Nici la simplu nu am rămas mai prejos. Ne mândrim cu sportiva legitimată la echipa locală Adina Diaconu, care, deși a pierdut semifinala cu Max Eving, cu scorul de 4-0, a pășit pe podium unde a obținut medalia de bronz la proba de simplu. Adina doboară record după record, fiind singura jucătoare în sferturile de finală care nu este de pe continentul asiatic. Vreau să felicit și colegul de la Slatina, domnul Petrica Arnăutu, pentru că împreună cu altă colegă, Felicia Konecki, care practic a depistat-o pe Adina, merită să fie lăudați pentru efortul care l-au făcut. Sigur, noi cu atât mai mult ne mândrim, pentru că, așa, după cum se știe, noi în câteva zile vom pleca în cupele europene la Kazan și Adina va merge cu echipa de senioare de data aceasta. Ea la mondialele de juniori sigur a confirmat evoluțiile pe parcursul anilor, care au fost din ce în ce mai bune, și o felicităm și noi cu toată echipa și comitetul, să zicem, al Dumbrăviței, așa, și toți dumbrăvițenii, pentru rezultatul ei frumos obținut împreună cu Andreea Dragoman la dublu fete și medalia de bronz de la simplu, care sigur n-a fost departe de aur, dar așa e în sport, nu poți numai tot timpul să ai succese, se mai întâmplă când vin alții peste jocul tău și câteodată n-ai, nu ți iese ceea ce ți-ai propus propriu-zis, dar eu cred că trebuie să ne mândrim cu ceea ce a obținut ea până în prezent și de acum încolo, sigur, pregătirea ei va continua, pentru că ea încet, încet se apropie de schimbarea de categorie, de la junioare să treacă definitiv la tinere și seniore, și acolo va fi iară foarte greu. Spuneți-ne, în condițiile în care România, bugetul și chiar condițiile de antrenament sunt precare, cât de mult înseamnă acest aur? Nu știu dacă va fi un semnal de alarmă pentru cei care trebuie să vadă aspectele acestea, pentru că eu pot să vă spun condițiile și de la Slatina, care sunt de nivel puțin mai jos decât ceea ce avem noi, să zicem, ca dumbrăvițeni, și unde, sigur, încercăm și noi cu copiii noștri, care, după cum știți, au început și ei să confirme încet, încet cu tot mai bune rezultate, și noi ne gândim în viitorul a următorii 2 ani să ne vedem în primul rând băieții la campionatele europene de cadeți, dar până atunci mai e mult de muncit. Și deci, cum ziceam puțin mai devreme, poate Comitetul Olimpic, poate Ministerul Sportului, poate Consiliile Județene, poate primăriile, toți la un loc ar trebui să pună umărul și să înțeleagă că suntem încă câțiva oameni rămași în țară care vrem să facem rezultate cu sportivii care îi avem. Nu ne putem compara niciodată cu Japonia, cu China, unde știm că numărul de sportivi este de sute de ori mult mai mare și au tot ce le trebuie ca să facă performanță. Și acum, cu atât mai mult, ne putem bucura noi că cu acest lucru puțin sau condițiile puține care le avem noi, încercăm să ținem pasul cu cele mai bune cluburi din lume. Deci eu zic că poate la anul, fiind și acum peste câteva zile alegerile, să nimerim oameni care să iubească sportul, să iubească să facă ceva pentru sportivi,
nu vreau acum să încep să dau sfaturi cum să facă, pentru că sunt convinsă că se vor mai găsi minți luminate și care poate să ne punem cu toții la o ședință, la o masă de discuție, ar veni bine, pentru că, cum spuneam, lucrurile se pot încă îndrepta, dar să nu lăsăm până când nu vom mai reuși chiar absolut nimic să facem, pentru că așa sportul românesc, după cum s-a văzut și la Olimpiadă, a ieșit cu rezultate mult, mult sub așteptări.